Știți ce a spus David într-o împrejurare? A spus, nu mai este nimeni? Dacă mai este cineva, îi dau loc cu toată bucuria. Dacă nu, frați și surori, aș vrea ca încă o dată să spunem că binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Măcar că vremea este așa cum este, dar noi și când este vreme bună și când este mai puțin bună, mergem la muncă, nu? Merge cineva la muncă atunci când este tampet? Mergem tot. Pentru ce? Pentru $100 pe zi, 120, poate 200? M-am gândit oare venirea noastră la biserică în seara aceasta este mai mult de atât? Este mai mult de atât. De aceea zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu acest obicei bun. Și pe vreme bună, și pe vreme mai puțin bună, să venim la casa lui Dumnezeu. Frați și surori, ne-a rămas timp cam mult. Mi-a rămas timp cam mult și n-aș vrea să plictisesc pe nimeni, dar aș vrea, dacă totuși este un timp așa de destul de bogat, să am o introducere poate puțin mai amplă în cuvântul lui Dumnezeu. M-am tot gândit despre acest cuvânt, oare de ce fratele Iosif m-a ales pe mine să vorbesc din el? Este un cuvânt mai dur. Niște antibiotice mai care te pune puțin în inconfort. Dar am găsit în cuvântul lui Dumnezeu, în cartea prorocului Isaia, căci Domnul Iisus Hristos la Golgota a dus și bolele noastre trupești. Le-a luat asupra Lui. Credeți lucrul acesta? Noi adesea ori venim aici, în casa lui Dumnezeu și spunem să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cutare cauză, pentru cutare cauză și sunt multe cauze de boală. Și am găsit în cuvântul lui Dumnezeu căci Domnul Iisus Hristos și bolele noastre, deși problema aceasta a trupului, suferința aceasta a trupului, trupească, a purtat-o asupra Lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 53, cu versetul 4. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Acolo la Golgota, de aceea am spus în seara aceasta, îmi rămâne puțin timp mai mult pentru introducere, pentru că n-aș vrea să intru direct în cuvântul acesta puțin aspru. Și aș vrea oarecum să ne pregătim inimile și să ajungem acolo, la acest cuvânt mai aspru, cu inimile pregătite, nu? Atunci când mâncăm sarmale acasă, prima dată, deseori mâncăm și o leveșă, nu? Așa se spunea la curs, la supa de găină, era leveșă. Supă de tăieței, ca să pregătească puțin stomacul și pentru sarmale. Ei, în seara aceasta aș vrea să ne pregătim oarecum sufletele pentru cuvântul acesta puțin mai aspru, dar este un cuvânt care trebuie să-l spun. Așa cum este scris. Trebuie să vorbim despre el, așa cum este scris, pentru că în vremurile în care trăim, aceste lucruri nu sunt condamnate. Vorbesc de societatea din afară. Și mai mult de atât, ești condamnat arăta cu degetul dacă nu le săvârșești.
De aceea am spus că Domnul Iisus Hristos a venit și a rezolvat oarecum și problema aceasta trupească, sănătatea noastră a trupului, de aceea venim înaintea lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos și avem acest curaj să-i cerem vindecare. Și El în mila Lui să îndură și ne vindecă. Dar a venit și pentru sufletele noastre, în primul rând, și ne-a rezolvat problema sufletească. Ne-a împăcat pe noi, oamenii păcătoși, prin jertfa Lui cu Dumnezeu Tatăl. Lăudați să fie numele Domnului. M-am gândit și poate vă gândiți și dumneavoastră cum să faci? Că noi, oameni muritori, purtăm în noi Duhul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul din seara aceasta, lucrul acesta ne spune. Și pentru aceasta aș vrea să le recitesc din nou cele patru versete. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul pentru trup. Versetul 19. Întrebare. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Vedeți, frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici oarecum cu o întrebare. Și le spune celor din Corint, în primul rând. Pentru că acolo era o problemă. Era o problemă așa de majoră și putem să găsim această problemă numai cu, dacă dăm o filă în spate, în capitolul 5. Începând cu versetul 1 din aceeași epistolă. Și spune aici, vorbește cuvântul lui Dumnezeu de niște lucruri grave care erau în biserică, nu afară. Pentru că Pavel Apostolul în altă parte spune că ce să judecăm noi în afară, pe cei din afară? Pe aceea judecă Dumnezeu. Noi trebuie să judecăm lucrurile dinăuntru, care sunt în mijlocul nostru. Și avem dreptul și Dumnezeu ne dă acest drept să le judecăm, să le analizăm și să ne aplecăm după cuvântul lui Dumnezeu. Ei, oare m-am întrebat lucrul acesta, cum să faci? Că în trupul acesta de carne să locuiască Duhul lui Dumnezeu. Prin alte cuvinte spus, să locuiască Dumnezeu în noi. Ce ziceți dumneavoastră? Locuiește Dumnezeu în noi după 2000 de ani. Mulțumesc, frate, da. După 2000 de ani, după ce s-a scris această epistolă, haideți să vedem ceea ce a făcut ca noi să avem acest drept ca să locuiască Duhul lui Dumnezeu în noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și un frate spunea duminică, seara, n-am să-i dau numele, amintea de un lucru foarte important. De Sfânta Sfintelor. Templul era construit de mai multe locașuri, dar printre altele era locul sfânt, unde intrau leviții, intrau preoții, dar mai încolo era locul preasfânt. Și locul acesta era un loc special. Locul acesta, am citit despre el, că separa locul sfânt de locul preasfânt printr-o perdea. Și Dumnezeu a cerut și i-a cerut lui Solomon atunci când construiește locul acela să n-aibă niciun geam, nicăieri. Să fie întuneric besc.
Și în locul acesta era chivotul legământului. Și în chivotul acesta, legământului, în cutia aceea, erau tablele legii, era toiagul lui Aron, era probabil și niște azim acolo, până la un moment dat, auzisem, citisem undeva că au scos afară de acolo, dar aceste lucruri erau acolo. Și intra preot, marele preot, o dată pe an. Intra în locul acela. Dar atunci când intra preotul o dată pe an, problema păcatului lui trebuia să fie rezolvată înainte să intre acolo. Înainte să intre acolo, problema păcatului lui și greșelilor lui să fie rezolvată. Pentru că dacă intra înaintea lui Dumnezeu cu păcat, își asuma riscul să-l scoată alții afară de acolo. Să moară înaintea lui Dumnezeu. Ei, noi, ca să primim Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu să locuiască noi, s-a plătit un preț. În cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta ne spune despre acest cuvânt în al doilea verset care s-a citit. Care spune aici în versetul 20. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Cineva a plătit pentru noi un preț. Nu noi l-am plătit. Și găsim prețul acesta care s-a plătit, îl găsim în Epistola către Evrei, în capitolul 9. N-am să citesc toate versetele de acolo, dar aici găsim despre Domnul Iisus Hristos și găsim și în altă parte că atunci când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, acea perdeauă care separa locul sfânt de locul preasfânt, cum ar veni partea aia de acolo, de la scară în jos, de partea asta încoace, s-a rupt în două simbolii care reprezintă că noi avem cale liberă să intrăm înaintea lui Dumnezeu în locul preasfânt. Și prin jertfa Domnului Iisus Hristos, noi avem dreptul și spunea Domnul Iisus Hristos că El se va înălța la cerul, dar ne va trimite un mângâitor care va fi cu noi și va fi în noi în toate zilele până la sfârșitul viaturilor, lăudat să fie numele Domnului. Dar pentru aceasta, așa cum am spus, s-a plătit un preț. Și prețul, așa cum am spus, am hotărât să-l citesc de aici, din Cartea Evreilor, din capitolul 9. Aici vorbește cuvântul lui Dumnezeu, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Lăudat să fie numele Domnului. Vedeți, frați și surori, ca noi să avem dreptul, ca în trupul acesta, să purtăm această mare comoară, această comoară de preț Duhului Dumnezeu, s-a plătit un preț. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, ca să ne apropiem puțin de textul din seara aceasta. Pentru că s-a plătit un preț și acest preț era jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi am beneficiat de acest dar de Duhul Sfânt. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Ioel această făgăduință că în vremurile din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii vor avea vedenii. Și așa mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu, și în Faptele Apostolilor, după înălțarea Domnului Iisus Hristos, s-a împlinit. Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a împlinit această făgăduință și în templul acesta de carne, care îl vedeți dumneavoastră, Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt în noi. Întrebarea mea este în seara aceasta. Pentru că s-a plătit acest preț mare, pentru că s-a turnat Duhul Sfânt în noi și purtăm în noi această valoare inestimabilă, nevăzută de oameni. Să știți că oamenii din jurul nostru nu o văd, dar noi o simțim, o pipăim și o cunoaștem. Întrebarea mea este, am mai putea noi ca să propovăduim o Evanghelie ieftină? Dacă s-a plătit un astfel de preț așa de mare, am putea noi să spunem, păi de acum încolo, pentru că l-am
acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. L-am acceptat în Duhul nostru, în mintea noastră, în cugetul nostru. Putem să trăim oricum. Oricum. Spun lucrul acesta pentru că se vehiculează această învățătură. Că se poate trăi oricum. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune lucrul acesta. Libertatea aceasta care am primit-o în jertfa Domnului Iisus Hristos nu ne spune despre aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu mai degrabă spune contrar. Și să citim din aceeași epistolă către Corinteni, din versetul 9, din capitolul 6, versetul 9, spune aici și să băgăm de seamă. Este pentru mine și pentru noi toți aceste cuvinte, să băgăm de seamă. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Mergem mai departe. Nu vă înșelați în privința aceasta. Să băgăm de seamă, frați și surori. Nici curvari, nici închinătorii la idoli, nici prea curvari, nici malahi, nici sodomiți, nici hoți, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreți, nu vor moșteni în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, frați și surori, credeți că Scriptura și cuvintele acestea sunt adevărate? Amin? Cred că introducerea mea trebuia să fie mai lungă. Pentru că s-ar putea să nu fi fost pregătite sufletele noastre îndeajuns pentru acest cuvânt, dar este un cuvânt tare și nu este la modă. Nu este la modă să se spună pe față că lucrurile acestea, cei ce le făptuiesc, nu vor moșteni în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum am spus mai înainte, în vremurile noastre, cele mai multe lucruri de genul acesta nu mai sunt condamnate. Copiii noștri sunt bombardați la școală cu el. Și din contră, parcă te vede pe tine că nu ești bine și ești pe sens opus. Și spune, mă, nu e în regulă cu tine. Păi lumea a evoluat. Este adevărat. Spre rău. Spre rău. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Cartea Tesalonicenilor, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Să băgăm de seamă ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, cum trebuie să ne găsească atunci când vine Domnul Iisus Hristos. Pentru că dacă aș pune următoarea întrebare, știți care ar fi? Aș vrea ca la venirea Domnului Iisus Hristos să ne găsească pregătiți pentru împărăția Lui? Bineînțeles că am spune tot. Amin. Că doar ăsta este scopul nostru. Dar știți ce să pretinde la venirea Domnului Iisus Hristos? Spre mirarea noastră și spre mirarea oamenilor. Măcar că oamenii s-au schimbat, societatea s-a schimbat, valorile s-au schimbat, dar Dumnezeu nu s-a schimbat și nici cuvântul nu l-a schimbat. Și pentru că oamenii și-au schimbat valorile, asta nu înseamnă că Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos în ziua când va veni pe norii cerului va judeca oamenii după valorile lor. Nu, nu, nu. Într-o paranteză, îngăduiți-mă să vă spun ceva. Cu ani în urmă, destui de mulți ani, am vorbit odată cu cineva. Era un prieten și m-a întrebat și mi-a spus așa. Crezi că legea în Statele Unite, în unele state care sunt acolo, legea capitală, crezi că este un lucru bun și după voia lui Dumnezeu? Și i-a spus, auzi, am să spun acum ca un evreu la o întrebare cu altă întrebare. Tu crezi? Și el mi-a spus foarte categoric, eu cred că este un lucru bun. Și am pus o altă întrebare și am spus așa, dacă crezi că este un lucru bun, ca și creștin, ai fi cel din tâi care ai apăsat pe buton ca cel care este pus pe scaun
să fie executat. Ai face lucrul acest, că doar este un lucru bun după valorile tale. Și a spus, nu, păi sunt oameni acolo care sunt pregătiți și nu le execută nimeni, că este un circuit și un ansamblu de lucruri care așa. Și el spunea în felul următor, eu cred că și Dumnezeu respectă valorile acestor state și hotărârea lor. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune așa. La un moment dat au venit niște oameni la Domnul Iisus și îi spunea în felul următor. Domne, este îngăduit unui bărbat să-l lase nevasta și să ia pe alta de soție? Pentru că uite ce ne spune Moise, legea lui Moise. Întrebare, ce le-a spus Domnul Iisus Hristos? Ce le-a spus Domnul? Știți ce le-a spus Domnul Iisus Hristos? Moise va lăsa lucrul acesta ca o îngăduință din cauza împietririi inimii voastre. Dar de la început cum a fost? Păi n-a fost așa. Și atunci Dumnezeu a îmbarcat în toată povestea asta și în toată hotărârea lor. Nici de cum. De aceea vreau să revin, frați și surori, Dumnezeu, dacă oamenii schimbă valorile, dacă acum 50 de ani sau 100 de ani, valorile aici în societatea în care trăim erau diferite și mai aproape de Dumnezeu. Dacă erau. Aș vrea să vă spun, dacă astăzi s-au depărtat de Dumnezeu, să știți că Dumnezeu nu schimbă cuvântul și nici valorile. Dumnezeu rămâne aceeași până în veșnicie, lăudat să fie numele Domnului. Și punem acea întrebare. Ați vrea ca la sfârșitul alergării noastre, atunci când Domnul Iisus Hristos va veni, cu miile Lui de îngeri, ați vrea să ne găsească pregătiți? Și dar știți cum trebuie să ne găsească Domnul Iisus Hristos? Este important ca și trupul să fie curat? În 1 Tesaloniceni, pentru că nu l-am citit și n-am vrut ca să-l pierd din vedere. Capitolul 5, versetul 23. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Să băgăm de seamă. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși. Pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru. Să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Întrebarea mea este, la venirea Domnului Iisus Hristos, e important ca și trupul să fie găsit fără prihană? Este important. Atunci cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune în cartea Corintenilor că e important ca trupul acesta să-l păstrăm curat și departe de lucrurile păcătoase. M-am întrebat și m-am gândit oare cum aș putea să explic în seara aceasta, în vremurile în care trăim, pentru că aș vrea ca să raportăm cuvântul lui Dumnezeu și la feluritele probleme care noi ne zbatem acum. Și m-am întrebat oare lucrurile s-au schimbat și am văzut că păcatul are același vicleșug care l-a avut acum 2000 de ani, 3000 de ani și 4000 de ani. Și printre altele, oare cum am putea ca trupul acesta să-l păzim curat și fără jenă, aș vrea să spun acum, de păcatul acesta, care face ravagii în societate, face ravagii în biserică, în familie și oriunde, pentru că nu mai este condamnat. Unul din lucrurile care trebuie să ne păzim, fratele Iosif a amintit azi dimineață. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Iov că Iov a făcut legământ cu ochii lui. Prin lumina ochilor, de multe ori, intră în noi niște lucruri de care ar trebui să ne păzim. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iov, omul acesta, cu care Dumnezeu se laudă înaintea diavolului și spune este un om fără de prihană. Dar ce consta neprihănirea acestui om? Care erau calitățile lui, printre altele? Spune cuvântul lui Dumnezeu că se teme de Dumnezeu, se abate de la rău. Frați și surori, să spunea și să aminteați dimineața că Iov a făcut legământ cu ochii lui. Să nu se uite acolo unde nu trebuie să se uite.
Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că ochii este lumina trupului. Și dacă ochii aceștia fizici sunt în întuneric, tot trupul este întuneric. Dar dacă și ochii spirituali sunt în întuneric, toată partea spirituală este în întuneric. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață din greșelile unor oameni mari, care n-au ținut cont, poate, sau la un moment dat, au eșuat în acest test. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre David. Și am găsit undeva, nu mai mi-aduc exact aminte unde am găsit despre David. Că David a greșit singurul păcat care l-a făcut înaintea lui Dumnezeu și care l-a supărat pe Dumnezeu, a fost păcatul cu Betșeba. Am găsit undeva, dar nu mai mi-aduc aminte unde, Scriptură, în care, nu în altă carte. Și spune cuvântul lui Dumnezeu despre David că el a avut la un moment dat omul acesta care era un om după inima lui Dumnezeu. Un om plăcut lui Dumnezeu. Un om în care era Duhul lui Dumnezeu. Nu era poate în felul în care este noi acum, dar era poate în altă măsură, în altă formă, dar era Duhul lui Dumnezeu în David. Și aș vrea să vă aduc aceste dovezi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când David, când tatălui l-a trimis pe câmpul de bătaie, l-a trimis acolo frații lui să le ducă pâine, să le ducă de mâncare și să vadă ce fac, spune cuvântul lui Dumnezeu că a intrat și el acolo oarecum să facă și el treabă. Unii s-au râs de el, alții și-au bătut joc de frații lui, au zis, vă peștim noi mândria din timp. Dar David a spus niște lucruri și cuvântul lui Dumnezeu spune despre David că era un băiețel cu părul bălai. Nu știu câți ani avea David atunci. Probabil un adolescent, până în 20 de ani. Probabil. Uitați-vă la un copil de-a nostru până în 20 de ani. Cât e de puternic? Păi poți să te duci la sală. Cât te duci la sală? 2 ani, 3 ani? Păi tot slab ești. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că David i-a spus celor de acolo, ascultați-vă voi bine ce vă spun. Eu pășteam oile tatălui meu. Și când venea, nu lupul, nu scrie de lup aici. Scrie numai de leu și de urs. De ăștia doi. Lupul sunt și coioți din ăștia mai mici pe care îi fugărești cu parul. Când venea ursul și când venea lupul. Și spunea David, ursul, mă scuzați. Îmi lua câte o oaie, ascultați bine ce spunea David. Alergam după el, îi luam oaia din gură sau mielul, și dacă se ridica împotriva mea. Deci, el trebuia să țină minte, să se mulțumească cu atât că i-a luat-o din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îi sfâșiam falca. Dragii mei, aș vrea să vă spun ceva. Căutați un om. Căutați un om. Cât de mare ar fi el. Nu să fugă leu după el, să fugă el după el. Și nu veți găsi în toată lumea asta de 7 miliarde de oameni. Ei, întrebarea mea este, era Duhul lui Dumnezeu în David să facă astfel de lucru? Da. Păi numai Duhul lui Dumnezeu era o putere supranaturală. Dacă vorbim despre Samson care cu o faltă de măgar omorâ la un moment dat vreo 1000 de filisteni, păi Duhul lui Dumnezeu care era el. Ei, dar David când a vegheat asupra ochilor lui, spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o vreme David s-a ridicat din patul lui într-o seară, s-a dus să se plimbe pe acoperiș și a văzut. S-au azărit. N-a vegheat asupra ochilor. Ce s-a întâmplat? Primul lucru ca să ne păzim de aceste păcate, să veghem asupra ochilor noștri, frați și surori. O spun aceasta nu numai pentru tine. Avem obiceiul să spunem numai copiii noștri. Dar o spun și pentru noi. Să ne păzim ochii noștri. Așa cum a spus, cum s-a spus azi dimineață, Iov a făcut legământ cu ochii lui. A făcut un contract. Și a spus, ochii mei nu-i voi pune acolo. Mă voi păzi. Și Dumnezeu i-a dat biruință. Tot așa și nouă poate să ne dea Dumnezeu biruință. Încă un om care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, care nu a vegheat asupra ochilor lui. Și-a intrat păcatul în familia lui, și-a intrat păcatul nu numai în familia lui. A intrat păcatul în tot Israel. Și-au luat bătaie și-au fost omorâți vreo 350 din cauza că el a văzut ceva. Spune despre Acan. Atunci când au dărâmat Ierihonul, l-au dat la pământ,
Dumnezeu a dat o poruncă și o zis să treceți și să dați spre nimicire tot. În afară, spunea de fier, parcă de aur, de argint, aceste lucruri să le luați pentru Domnul. Ei, Acan ce-a făcut? Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Iosua, că Acan a văzut. A văzut o manta acolo. Nu știu cum era, deși ne are. Nu știu cum era. Probabil era un parpalat de piele. L-a văzut acolo. Și nu s-a obținut. Nu s-a obținut. L-a luat. Ce s-a întâmplat? Automat a intrat păcatul în Israel. Și la următoarea luptă, într-o cetate mică, cetatea Ai, care consilierii lui Iosua i-au spus, auzi, nu se merită să deranjezi tot poporul să-l trimiți la cetatea asta. Asta e mică, 2-3 mii de oameni, îi rezolvăm. Au fost bătuți. Și Dumnezeu a spus, pentru că este păcat. Este păcat. Al doilea lucru care aș vrea să ne păzim, frați și surori, sunt gândurile noastre. Între poftă și între ochi, privirea ochilor și poftă, mai este încă un element care de multe ori ne scapă. Gândurile noastre. Gândurile. Să băgăm de seamă, atunci când privim cu ochii, imediat după ce privim cu ochii, mintea noastră începe ca să dată. Și face gânduri, și face gânduri, și face gânduri. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne spune că orice gând să-l facem ce? Rob ascultării de Hristos. Credeți că David s-a dus cu acoperișul casei să se plimbe cu gânduri rele? Nu s-a dus cu gânduri rele. Credeți că Acan, când s-a dus de acasă, s-a dus ca să... A intrat în cetatea ei omului. S-a dus cu gândul să ia un parpalac? Sau o ceacă? Nu s-a dus cu gândul. Dar a văzut cu ochii și apoi a poftit cu inima și gândul. Măi, îl iau eu ăsta pe mine. Și apoi când a ieșit eu pe piață cu el, o să vadă toți mantaua mea de șineară, că n-are nimic ca și asta. Ei, după ce ne păzim gândurile, cuvântul lui Dumnezeu s-a vorbit și azi dimineață. Cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune și de gânduri să ne gândiți-vă la lucrurile de sus, la cele cerești, nu la cele de pe pământ. Deci gândurile noastre, să avem de grijă, să vegem asupra gândurilor noastre. Orice gând să-l facem rob al ascultării de Hristos. Pentru că dacă nu, ele dă până mintea noastră și dăpânând în mintea noastră, ajungem la ceea ce s-a citit azi dimineață, ajungem la ea. Și spune că fiecare este ispitit și momit de vârsta lui. David a stat și n-aș vrea să-l înfățișez în fața dumneavoastră ca un portret negativ pe David. Nu, nici vorbă. Aș vrea doar să învățăm din greșelile unor oameni înaintași ai noștri, care noi le avem toate pe Sfintele Scripturi și putem să ne păzim de aceste lucruri. Știți ce a pățit David? După ce s-a uitat, după ce a măcinat cu gândul, a pățit că pofta lui l-a biruit pe David. L-a biruit și din un om care era înaintea lui Dumnezeu plăcut. A ajuns David, vorbe spirituală, să fie un fugar înaintea lui Dumnezeu. Să fie un fugar înaintea lui Dumnezeu. A ajuns David și spune aici în capitolul, în Psalmul 51, spune el, nu mă lepăda de la fața ta, spunea David, și nu lua de la mine, tu ești sfânt. Așa a ajuns David. Dragii mei, frați și surori, avem această datorie să ne păzim ochii întregi ca și acestea. Să ne păzim gândurile noastre. Orice gând, repet, pentru a treia oară în seara aceasta. Să-l facem rob ascultării de Hristos. Aș vrea să vă spun ceva. Este, nu vreau să zic părerea mea, dar este oarecum filosofia mea de viață. Nu sunt de acord cu vorba aceea românească care spune, probabil este valabilă la alții, dar la un creștin consider că nu este valabil. Și noi spunem, este o vorbă românească care o spunem, că gândurile sunt ca păsări.
trec deasupra casei noastre și nu le putem opri să nu treacă. Dar ce putem să facem? Să le oprim să nu-și facă cui. Întrebarea mea este, dar gândurile noastre tot așa sunt? Deci orice gând ne vine prin minte? Păi noi care suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, păi ce gânduri am avea? Ați venit sau am venit careva cu gândul de aici, de la adunare, să ieșim afară și la primăvară să facem un bordat? Nicicum. Dar de ce nu? Că sunt oameni care pleacă de acasă să facă lucrul acela. Știți de ce? Pentru că gândul nostru este gândul lui Hristos. Și gândul lui Hristos este sfințenie. De aceea, frați și surori, eu n-aș fi de acord la creștini să-i se potrivească acest cuvânt, această vorbă românească. Că gândurile să treacă orice gând. Nu. Gândurile noastre să fie gândurile lui Hristos. Și dacă gândurile noastre sunt gândurile lui Hristos, și voia noastră va fi voia lui Hristos. Și știm care era voia lui Hristos. Să facă voia Tatălui, care este în cerul. Lăudat să fie numele Domnului. Frați și surori, ce se întâmplă atunci când nu ne păzim nici ochii, nici gândurile? Ajunge de pofta să naște noi. Și odată ce se naște noi pofta, riscăm să alunecăm jos. Riscăm să alunecăm jos. Și vremurile în care trăim, aș vrea să vă spun și la tine, și la noi cei mai vârstă, să știți că cei din jurul nostru, nici la locul de muncă, poate cei care lucrăm între noi, frați creștini, suntem oarecum binecuvântați, dar cei care lucrăm cu străinii, fără să-i apăsăm prea tare, dar nu te încurajează nimeni la sfințenie, nu te încurajează nimeni la fapte vrednice de pocăința noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi, ca și creștini, noi trebuie să fim conduși nu de firea pământească. Să fim conduși de ce? De Duhul lui Dumnezeu. În cartea Galatenilor ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu că atunci când ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, atunci arodim. Și atunci, la venirea Domnului Iisus Hristos, va găsi noi roade pentru împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ce ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt al lui Dumnezeu. Oare cum putem, cum explicăm lucrul acesta să-L proslăvim pe Dumnezeu în trupul nostru? Să-i dai laudă lui Dumnezeu, să-L înalți pe Dumnezeu, ca cei din jurul nostru să vadă și să spună, mă, omul ăsta, e ceva neregulă cu el, dar e neregulă în sensul pozitiv. Prin purtarea noastră și prin trăirea noastră evlavioasă. Așa-l proslăvea Apostolul Pavel. Pavel spunea la un moment dat, și repetam, cred că acum vreo două săptămâni sau o săptămână, spunea Apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună. M-a luptat lupta cea bună. Mă gândesc că eu fi fost ușor la Pavel, așa? În bătăi, în prigonii, în vorbiri de rău, în vorbiri de rău, în altă parte spunea că este înlănțuit și legat ca un făcător de rău. Dar aș vrea să vă spun ceva. Un lucru care l-am mai spus. În vremea aceea nici bisericile nu toate l-au prețuit pe Apostolul Pavel. Nu toate l-au prețuit. Unele din ele l-au criticat. Poate nu l-au criticat de față. Altele l-au prețuit și spunea Apostolul Pavel Galatenilor, erați în stare să-mi dați și ochii dacă erau cu putință. Altele l-au criticat și au spus, o, lasă și pe Pavel. Deci atunci când nu este între noi, e tare în gură și vorbește. Și când vine aici, este moale și putem să facem cu el ce vrem. Cam așa ceva gândeau ei. Unii l-au prețuit, alții nu l-au prețuit. Și-au bătut joc de el. Dar vreau să vă spun, toți creștinii în vremurile noastre, fie penticosali, fie baptiști, fie evanghelici, fie catolici și fie ortodoxi, ce vorbește despre Apostolul Pavel? Și-ar dori toți să aibă viața care a avut Apostolul Pavel atunci. Spunea el printre altele, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Dar el făcea ceva pe urmele acestea.
spunea mă port aspru cu trupul meu. Frați și surori, să ne purtăm aspru cu trupul nostru. Să nu-l mângâiem prea mult. Să nu-l mângâiem, să nu ne plângem prea mult pentru el. Să nu ne plângem prea mult. Să nu ne plângem prea mult. Că dacă dăm prea mult apă la moară, aș vrea să vă spun ceva. O să ia asupra noastră putere. De aceea noi să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu în fiecare zi și să-L proslăvim, să-L proslăvim pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Dumnezeu să ajute bisericii ca să-L proslăvească și să-L proslăvim până la venirea Lui. Amin. Amin. Doamne, Doamne.